Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Vă invit să deschidem lada de zestre a folclorului năsăudean. În cadrul rubricii Restituiri, ne vom întâlni astăzi cu una dintre cele mai valoroase voci ale cântecului popular din această parte de țară, Maria Butaciu. Plecată pe drumul veșniciei, mult prea repede, Maria Butaciu ne-a lăsat o bogăție extraordinară de cântec adevărat din ținutul Năsăudului. În urmă cu mulți ani de zile, la Bistrița, am realizat cu dumneaei un interviu cu totul și cu totul deosebit. Mărturisiri în care Maria Butaciu ne povestea despre dragostea ei pentru cântec, dar mai ales pentru locurile unde a venit pe lume. În premieră națională, vă invit să urmăriți acest interviu și câteva filmări inedite aici, în spațiul emisiunii noastre, Cântec și Poveste. Așadar, Restituiri, Maria Butaciu. Spun bun revenit acasă, aici pe meleagul nostru, doamnei Maria Butaciu. Bine v-am găsit, cu mare plăcere am revenit, bine v-am găsit și dragi telespectatori și cu totul, mă simt cu totul deosebit pentru că sunt pe, aud același grai pe care l-am învățat și eu de mică. Văd lucruri care le-am văzut prima dată aici și mă simt tare bine și sper să realizăm o emisiune frumoasă. Realizăm, da, să vă mai aduc aminte că poate mie mi-au rămas mai multe în minte decât voi aici care trăiți pe aceste meleaguri. Aici s-au mai schimbat, dar în mintea mea au rămas așa cum le știu de mic. De mulți ani, doamna Maria Butaciu locuiește la București, departe de locul natal, Salva Năsăudului, însă sufletul i-a rămas aici și mereu se întoarce pe aripa gândului înspre Năsăudul drag, înspre Salva și oamenii în mijlocul cărora a crescut și a prins drag de tot ceea ce înseamnă spiritualitate românească. Doamna Maria, ne întoarcem la izvoare. Vă propun să ne reamintim de satul Salva. Să ne aduceți dumneavoastră aminte cum era satul românesc năsăudean pe vremea copilăriei dumneavoastră. Deci asta era cam prin
începând din 45, 46, 47. După război, imediat. După război, da. Eu sunt născută la începutul războiului, dar am început, nu că am început de pe atunci, țin minte sfârșitul războiului și cum ne ducea mama, ne căra peste dealuri, că se retrăgeau nemții, se retrăgeau ungurii, mai aruncau șinele în aer și atunci noi treceam dealul în ideci, spre Runc, încolo. Și sigur că mi-aduc aminte, dar cel mai bine din 47, când am început clasa întâia, școala, și sigur că atunci le aveam bine așezate toate în minte. Și de atunci, într-adevăr, le țin minte și cântările, țin minte și cărările, și drumurile, și apele, și tot ce era acolo. Știu că dumneavoastră ați terminat un liceu de muzică. Pentru un copil dintr-un sat românesc, din Ținutul Năsăudean, era un lucru important să meargă la o școală specială de muzică. Cum a fost apropierea dumneavoastră de cântec și cum ați ajuns la Cluj, la liceu de muzică? Da, păi întâi am făcut liceul la Năsăud, era școală medie atunci la Năsăud. Am terminat cu 10 clase, deci cu bacalaureat, cu așa, cultura generală. Și când am mers la Cluj, am intrat numai pe partea muzicală, pentru că aveam cultura generală și nu era canto popular. Da. Și ce am zis? Hai, nu dau imediat la facultate, un an stau și eu mai mă gândesc, că eu aveam rude la Cluj, aveam un unchi, mătușa. Și sigur, mătușa, tot auzindu-mă cântând, eu cântam și cât eram la liceu. Și cât de cât tata meu cânta, eram familiarizată cu cântările, a început să ne bage și difuzoare și radio pe la Salva. Și atunci eu am prins curaj. Da. Și la Cluj am intrat la canto clasic. Clasic. Da. Și îmi plăcea opera foarte mult și zic, Doamne, că nu-i ajunge, zic, măcar să o înțeleg, chiar dacă nu o să ajung, o-i vedea eu ce-i face după ce o termin. Și încet, încet, și una și alta, și fiind la Palatul Culturii, cântând muzică populară, adică nu muzică populară, întâi cântam prelucrări. De Bredicianu, Caudela, mă rog, ce făceam noi la școală. La școală, da. Da, și m-a auzit directorul de la Palatul Culturii, păi uite ce cântări frumoase, uite, care culegea folclor, Virgil Medan, da. Da, și tu îl cunoști. Îl cunosc, da. Și mi-a notat cântările de la sapă, de la ce se cânta la căpăluit, la seceră, la coasă, la șezător, da? Și a zis, păi uite, glasul e frumos, e mai școala satului și eu într-adevăr stăpâneam bine, că mai cântam când meream la căpăluit cu ai mei și mă mai punea, hai, păi degeaba ai glas dacă nu cânți aici. Ca să tragi, să fii pe corma, să tragi oamenii după tine, să lucre mai bine. Și eu am încercat și așa. Și uite, așa am terminat liceul de muzică și când am fost ultimul an, a venit o comisie de la București, de la Ansamblu Ciocârlie, și m-au ascultat. Eu fusesem într-o emisiune cu Clujul, chiar în ziua de Crăciun, în 1960, și am cântat la televiziune. Și deci văzusem și pe unde era televiziunea și cam ce se întâmplă acolo, da. Și sigur că mă gândeam ce bine ar fi să ajung și eu vreodată pe acolo și uite, Dumnezeu a dat și am ajuns la București. Vom vorbi despre drumul artistic al doamnei Maria Butaciu după ce vom urmări câteva cântece filmate aici în acest decor deosebit al căsuței noastre năsăudene. Sure.
la mocod mai la la la. Doamna Maria, am vorbit despre drumul dumneavoastră și ajunsesem la momentul în care ați ajuns la București, la ansamblul Ciocârlia, cel mai cunoscut, cel mai apreciat colectiv artistic al acelor vremi. Aș vrea să ne povestiți câteva lucruri legate de activitatea aici și de primele dumneavoastră înregistrări radio, dacă vă mai duceți aminte când le-ați efectuat. Da, cum să nu? Deci eu începusem la Cluj, am făcut câteva înregistrări la Cluj, am făcut și la București două înregistrări cu orchestra Clujului. Filarmonice de stat. Da, da, din Cluj. Tetrade. Cu tetrade, da. Am cântat la Cluj, am făcut câteva turnee. Primul turneu a fost cu Ioana Radu și Lucreția Ciobanu, al doilea cu Ion Luican, Maria Lătărețu. Și am făcut vreo 3-4 turnee până am plecat la București. Și la București, deci la 1 aprilie 1961, am fost angajată la ansamblul Ciocârlia. Sigur că pentru mine era o încercare foarte, foarte mare și foarte cu greutate. Așa și, este. Dar, într-un fel, parcă așteptam. Parcă acum mă tot gândesc, parcă așteptam să se întâmple ceva, deși îmi plăcea Clujul și dacă ar fi fost soliști angajați la Cluj, sigur că rămâneam la Cluj. Că știi, era mai aproape de casă. Știi, da, și... da, știi cum e, decât la oraș, cu o dată mai bine. Dar mai bine s-a da, da, da. Și eram în mijlocul folclorului care îl cântam și da, da, așa a fost să fie și uite că am fost într-adevăr ansamblu. M-a ajutat foarte mult în munca mea pentru că aduceau soliști și oameni în orchestră din toată țara. Li se dădea că toată lumea căuta buletin de București, casă și da, buletin da. Și atunci era de mare ajutor, dar și pe linie profesională am fost ajutată, nu numai eu, orice solist care venea acolo, și ajutat să ne menținem linia și zona de unde venim. Și de aceea toți soliștii care au fost la Ciocârlia și-au păstrat zona și ne-am dezvoltat la ansamblu fiind. A fost foarte bine. Dacă ar fi și acum un ansamblu, câți tineri ar putea să exceleze, să poată să-și găsească drumul și... A fost foarte bine. A fost ca o școală. Ansamblu Ciocârlia a continuat specializarea și finisarea personalității noastre. Și primele înregistrări? Primele înregistrări, am avut noroc, de primele înregistrări le-am făcut în 1961, în luna iunie, cu George Vancu. Da. George Vancu debuta ca era redactor în redacția populară, debuta ca dirijor și ca aranjor. Și, sigur, primele înregistrări au fost auzit am bade eu, de-ar fi dorul ca dorul, omul câte doruri are, râde luna după un nor, băgiță sprâncene negre. Da. Cântece care au ajuns în scurt timp șlagăre, cântece care și acum le ascultă cei care îndrăgesc folclorul autentic, adevărat, cu mare plăcere. Vom face și noi acest lucru în minutele următoare, invitându-vă să urmăriți alte filmări efectuate în studioul nostru cu doamna Maria Butaciu.
nu mai vezi, alți fișori să nu mai vezi, măi, la, 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 la. Căsatine cu fișori și o floare între flori, și o floare între flori, măi, la, 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 la. Spuneați că pentru dumneavoastră ansamblul Ciocârlia a reprezentat o școală și că ar fi bine dacă acum ar mai exista astfel de colective artistice care să sprijine generația tânără și mai ales să le îndrume. După atâția ani de când slujiți cu credință, cu dragoste și cu respect în primul rând folclorul românesc, puteți să ne spuneți care ar fi, care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește generația tânără de soliști, în ceea ce privește, ca să spun așa, interpreții care vin acum din urmă. Cum îi vedeți? Ce șanse le dați? Ce credeți că se va întâmpla cu folclorul românesc în perioada ce va urma? Aici e tare mult. Trebuie vorbit și explicat și gândit și nu știu, aici trebuie o grămadă de oameni ca să contribuie și să spună ce e bine, ce nu e bine. Ce se întâmplă? Soliști sunt. Cântările s-au cam rărit. Voci bune sunt. Dar lipsește acea îndrumare. Nu că n-ar fi cine. E în așa fel e situația acum că solistul nu mai zice, măi, trebuie să fiu autentic, ia să mă înarmez eu cu puțină școală, să intru puțin în folclorul ăsta, ce înseamnă adevăratul folclor. Și după cum spune și numele, ce înseamnă folclor, e înțelepciune populară. Clar, deci aici intră toate, și obiceiuri, și cântec, și costum popular. Tot ce ține de neam, de după istorie vine folclorul, nu știu așa cum este, să zic. Da. Și dacă nu e păstrat cum trebuie. Deci trebuie să aibă cunoștințe. Și atunci, sigur că atunci când ai cunoștințe, știi să aperi folclorul și știi să intri în tainele lui. Că e foarte greu să zici, a, că e muzică populară. Ei, muzică populară poate fi și muzica asta de larg consum, care toți își fac texte și cântă la nunți și peste tot. Și a, când muzică populară. Dar dacă o iei la bani mărunți, oare ce păstrează din adevăratul folclor? Sunt schimbate textele, sunt lucruri ușoare, că lucruri să sune simple, repede. De suprafață, da, să poată juca, să aibă profunzimea filozofiei de viață. Exact. Român, da. Deci, cum spunea, uite, îmi pare rău că nu mi-am adus acum, să vă, ce mă aduc aminte, ce spunea Marele Enescu. Folclorul e mai filozofic, mai academic decât muzica. Muzica cultă. Cultă. Așa este. Nu-i trebuie nimic, nu trebuie să-i transform nimic. El îți spune totul chiar fără vorbe. Poate tocmai de aceea Enescu a ajuns atât de mare, pentru că s-a inspirat din folclor, lucrările sale se bazează pe creația folclorică și tocmai de aceea și acest respect al lui Enescu pentru creația tradițională, pentru folclorul adevărat, autentic, pur al satului românesc. Într-adevăr, doamna Maria, vine acum o generație de tineri care nu prea, nici nu vor să asculte uneori îndrumările veteranilor sau celor care au o experiență în domeniu și de dragul unui succes ieftin ușor abordează genuri care nu fac parte din spiritul românesc, dar ei ar vrea să se prezinte ca interpreți de folclor. Da, unii reușesc. Sunt câțiva soliști care au făcut imprimări. Dar nu e filonul ăla curat, care știu că trebuie să fie. Vezi, noi am plecat de acasă, de fapt de acasă când am plecat, noi am plecat cu un bagaj. Un bagaj, da.
Și cu sufletul țăranului român, că sufletul se vede cel mai bine în cântec, și în poezie, și în parcă și vântul suflă așa în stilul popular și îl auzi și vântul cântă. E adevărat. Da, e altceva, toată imaginea. Ei, acum s-a schimbat și da... Asta e că doar cântecele sunt notate pe aici, pe acolo. La Institutul de Folclor, iar, sunt cărți scrise de învățători, preoții, iară, care știu, bătrânii care mai știu, care pot să mai... Odată cu ei să duc multe, dacă nu sunt întrebați și nu sunt culese acele perle și puse undeva ca să putem să le găsim, să ne fie la îndemână, sigur că să pierd. Și trăind acolo, cine a trăit la țară, degeaba, unul de la oraș nu o să poată niciodată, da, interpretează că imită pe un alt solist. Dar dacă nu știe, nu s-a înspinat niciodată, n-a călcat în băltoace, n-a... Călcat iarba verde, iarba simtă, verde, da. Nu, n-a simțit toată viața de la țară, sigur că nu știe de ce să cântă la sapă un anumit cântec, de ce să cântă la secere, de ce să face cununa de grâu, de ce înșezătoare să fac, se cântă cântece și se fac, se creează cântece vesele, cântece satirice, Nice, pentru da. Că acolo se toarce, când se culege cânepa, se cântă iară, e un întreg procedeu al prelucrării cânepii, al lânei, al cum se spală, cum se țese, ori dacă dispar astea, măcar din cărți să le ia, să le citească, să întrebe pe cei care știu, și copiii, tinerii solii, să ia fotografiile bunicilor lor, a mamelor lor, să nu le arunce, să zică e ceva vechi, e ceva depășit, să se uite bine cum sunt costumile, cum sunt îmbrăcați, că țăranii noștri aveau așa mare gust la îmbrăcat și așa frumos se îmbrăcau duminica. Și când pui costumul național, te simți într-adevăr, îți vine să zbori, parcă intri într-o altă lume, într-o lume a devenit, eu acum așa simt că atunci când pun costumul, parcă și văd bătrâni îmbrăcate în costum, parcă e vas. Da, parcă este, e vis. Este, da, un... Ne reîntoarcem în lumea viselor noastre, în lumea copilăriei. Și așa ar trebui toți, să nu piară costumul. Uite, eu mai îmi cos și singură costume. Cine mai coase, trebuie folosiți oamenii sau costumele vechi. Nu trebuie aruncate. Câte ne-am cules de pe jos, puse pe jos, câte o pânzătură, câte o mânecă de cucusătura aia frumoasă. E mare păcat că să pierd. O pledoarie deosebită pentru asta nu-i nimic. Tineri. Și din ceea ce ne-a spus, sfatul cel mai important pe care el trebuie să-l tragă este că trebuie să se întoarcă la izvoare, să renunțe la lucrurile de suprafață și să meargă la profunzimea lor. Cine vrea într-adevăr să aibă cântece care rămân, trebuie întrebat și trebuie văzut. Ce să mai... De la lăutari. Sunt și lăutari care știu, care duc cu ei mai departe obiceiul locului. Și jocurile. Sigur, și jocurile, că nu orice. Țitura, de exemplu, la noi, jocul, când auzi braciu sau gorduna, cum cântă, zici, vai, asta e de la noi. Imediat. Asta e de la noi. Sârbele au alte ritmuri, normal, învârtita la noi nu prea sunt. Sunt cântece de învârtit, de-a lungul, rar, bătrânesc, haidăuri, feciorești, bărbunc. De început. Da, de început, sigur, aproape fiecare comună are altceva. Da. Deci lăutarii știu că altfel, dacă nu-ți zice una că acolo nu auzi contralăul, că așa se zice, contralăul. Da, parcă nu, când e de strigat la nuntă, n-auzi ritmul ăla care să te facă să... Steagul steagul care e scuturat în ritm. Da. Doamne frumos, și nunțele, nu să mai fac cum era odată. Tare rău, eu tare aș vrea ca primarii să facă întrecere între comune, cu cineva trebuie, poate de aici, de la Bistrița trebuie, aici în județ, satele care mai au încă
încă oameni care știu cum trebuie și ce trebuie și sunt oameni la centru de îndrumare. Da, care tot așa, care au fost oameni sufletiști, care au lucrat și care au notițe și care am văzut că sunt aici la Bistrița reviste care arată folclorul foarte frumos. Nu toate județele au. Nu, aici... Și trebuie făcut o întrecere între sate, trebuie ceva. Primarii luați și angrenați, atrași în ceva frumos. Fosta mândri frățori, ca o crangă numai flori. Hai, mamă, mamă, o venit doar într-o seară și ne-o împrăștie prin țară. Și-o rămas cranga pălită și măicuța năcăjită. Hai, mamă, mamă, vă trimite, mamă, carte. Mulțumim că ne-ați crescut așa cum voi ați putut. Hai, mamă, mamă, să știți că când putem venim în sat, măi, ca și mândru la copii, să-și cinstească părinții. Hai, mamă, mamă, tot copiii voști suntem. Hai, mamă, mamă. Mai moare după mine, dorule.
și băniță și nie ești tu, măi dorule. Dieteți-i așa lotru, măi dorule, că și eu bagă-s o floare, dorule, nu ți-ți-e rugătoare, dorule. Continuăm să dialogăm cu Maria Butaciu, vocea de aur a cântecului popular năsăudean, o interpretă care de ani buni de zile slujește cu credință, cu dragoste și respect folclorul românesc autentic. A plecat din salva Năsăudului cu mulți ani în urmă, așa cum ați aflat din emisiunea noastră. Vreau să o întreb acum, de ce oare aici la Salva a dat bunul Dumnezeu să existe atâtea voci deosebite, atâtea interprete care slujesc cântecul popular? Și ne gândim la Maria Peter, cea care a fost prima interpretă profesionistă din județul Bistrița Năsăud, care a înregistrat într-un studio de radio. Ne gândim la mai tânăra Ana Strâmturean și, sigur, există și din generația tânără, chiar îmi spunea doamna Maria Butaciu, că se bucură văzând-o pe Alina Ceuca, care tot din Salva este, în emisiunile de televiziune și în ascultându-i cântecele. Ce credeți, doamna Maria, ce se întâmplă acolo la Salva de există atâtea voci frumoase? Probabil pentru că Someșul se întâlnește cu Sălăuța și sporește numărul de... Da. Probabil Someșul mai conține și Borcut mult, da, care curge și dinspre Fiad, în partea cealaltă, și aici pe Some dinspre Rodna. Dar știți ce a fost bine? Cât nu era radio. Era tare bine. Altfel lumea cânta, altfel lumea își folosea cântecele locale, da, și crea, într-adevăr. Dar Alina Ceuca are noroc că mama ei a cântat și vine din Runcul Salvei, care, într-adevăr, eu acum văd că e comună. Am înțeles, da, că are administrație. Acolo, da, da, era s-au păstrat cântecele. Da, s-au păstrat. Era un cuibușor acolo de cântec și de joc și de păstrare a lucrurilor frumoase. Zagra era iar peste deal, iar era puțin mai izolată și iar acolo am găsit, eu am cules multe cântece de la Zagra, da. Trei păcurărei de la Zagra, era un lăutar, Pompei. M-am dus acasă, i-am luat vioara, el lucra aici, în Năsăud, tot pe Someș, la nisip. La nisip, da. Făcea el ce făcea. La balastier, acolo. Exact. Și i-am adus vioara, am venit cu nevastă sa... Ce căutați aici? Mi-ai adus și ce era? Da, am adus. Și păi hai, cântă acum, cântă, că doamna a venit tocmai de la București ca să te audă. Și de acolo el mi-a dat cântarea și zis o bagia dumnealui și, nu, melodia. Melodia, da, eu că textul l-ați spus dumneavoastră. Da, da, da. Și a bătrânilor, unde, da, care îl cânt cu Sabadeș. Cu Sabadeș l-ați imprimat, da. Și, da, și a cântat, i-a zis lui nevastă să hai cântăm și mie niște colinde care să cântă. Păi să cântă, cântam noi așa mai spre dimineață cu trei păcurării. Și mi-a cântat-o și atunci, într-adevăr, a avut mare succes la, da, Mărioara Murărescu. A început superbă. Cu cât e mai simplă, cu atât e mai, mai profundă. Mai, parcă vine de undeva din străfundul pământului și ne îmbărbătează că neamul românesc nu pierde, nu zice că moare, cum de fapt e Viorița, nu moare, ci s-a însurat cu Crăiasa Codrilor. Și... Îmi amintesc de filmarea excepțională pe care doamna Mărioara Murărescu a realizat-o cu Trei Păcurărei, da, în care jocul de lumini făcea... Da, asta acum, mai la urmă, acum, mai recent, primul tezaur folcloric a început cu Trei Păcurărei. În 88, 1988. Exact, atât. Știi ce aș vrea să spun? Să știe toți copiii, să-și învețe cântecele care se cântă la muncă. Eu astea le-am învățat, care le-am auzit prima dată. La căpăluit, la seceră, la lucru la fân,
astea sunt primele care îți dau, parcă îți dau, îți creează, îți pornesc drumul spre mai departe și îți formează plămânul. Sigur, și neapărat Doina. Cântat acolo în câmp, mai ales Doinit, da, sigur pentru că da. Și eu le-am spus mereu la concursuri, unde merg, Doina este cântecul, e piatra de încercare, am putea spune, a fiecărui interpret. Și fără Doina e foarte greu. La orice concurs, oriunde s-ar prezenta, prima probă în concurs este interpretarea unei Doine. Și pe câmp îți dai drumul la voce, așa cum se cântă la noi. De-aia întotdeauna am să spun, prima școală a fost în satul meu, cântând... Cum auzeam femeile de s-auzea de pe coastă, de la un kilometru, doi, așa trebuie să... Nu știu, că la București o să fie microfon, dar în primul an am cântat fără microfon și atunci m-a ajutat școala. Da. Urmărind aceste cântece, stimați telespectatori, mă gândeam că astăzi, prin dialogul nostru, prin aceste cântece, a fost pentru interpreții tineri mai ales o adevărată lecție de folclor. Și ar trebui să ia aminte, urmărind cântecele, urmărind-o pe Maria Butaciu cântând, urmărind-o cum știe să transmită acest cântec, cum știe să treacă dincolo de ecran înspre public, ei trebuie să învețe și să încerce să vadă cam cum ar trebui pus în valoare folclorul românesc. Să
Gândește cât e un fișor, tai-ra-ra-ra-ra, fetele fără ei mor, tai-ra-ra-ra-ra, dar nu este nici o jene, tai-ra-ra-ra-ra, că tot ei se-ntorc la ele, tai-ra-ra-ra-ra. Ai ce v-ați face voi, fișori? Dacă am gândit tot ca voi, ați rămâne nesărat, ai și de vede îndepărtat. Sunt convins, stimați telespectatori, că ediția de astăzi a emisiunii noastre v-a readus în suflet pe cea care a fost, fără îndoială, un reper pentru cântecul popular năsăudean, interpreta Maria Butaciu. Și sunt sigur că, din nou, v-ați dat seama că a fost, fără îndoială, și va rămâne o emblemă pentru cântecul popular năsăudean, pentru această parte de țară binecuvântată de bunul Dumnezeu. Tuturor celor ce ne-ați urmărit, vă doresc toate cele bune, iar viața dumneavoastră să fie frumoasă, așa cum au fost și vor rămâne cântecele Năsăudului, cântecele Mariei Butaciu.